La Catedrala Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail, Gavril și Rafael din Paris a avut loc astăzi hirotonia întru arhiereu a părintelui arhimandrit Nectarie Petre, noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, cu titulatura Preasfințitul Părinte Nectarie de Britania. Slujba a fost săvârșită de un sobor de 10 ierarhi, sub rotia înalt Preasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale. După slujba utreniei, a fost oficiată rânduiala examinării și desemnării ipopsifiului Nectarie Petre la treapta arhieriei, care a constat în mărturisirea de credință și semnarea unui act oficial, așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc și hirotonia noului episcop vicar. Cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care a explicat că prin purtarea crucii greutăților cotidiene ne putem înălța duhovnicește. Preotul, diaconul, episcopul, autoritățile care au o funcție publică, dar nu numai, părinții în familie, toți avem niște responsabilități, toți suntem înălțați de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu la o slujire tot mai înaltă. Dar această slujire, să nu uităm niciodată că este o slujire preunată cu înălțarea pe cruce. Noi toți credincioși, nu avem nicio putere a noastră, nu avem nicio putere de convingere a seminilor noștri decât puterea credinței, puterea dragostei, puterea jertfelniciei. Nu îi poți câștiga pe oameni pentru nimic decât atunci când îi iubești și ești capabil să te răstignești, să mori pentru ei, să dai ceva din tine pentru ei, atunci îi convingi. Altfel, numai cu cuvântul, cu învățătura, fără putere, nu facem nimic. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Iosif a oferit mantia arhierească preasfințitului părinte Nectarie și i-a înmânat cârja, ca în semne ale slujirii arhierești, iar noul episcop vicar a binecuvântat credincioșii. Apoi preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegat al preafericitului părinte patriarh Daniel, a citit actul patriarhal de confirmare. Constatând că preacuvioșia sa întrunește condițiile statutare pentru a fi promovat la slujirea arhieriei în postul vacant de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale pentru care a fost propus, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 4 iulie 2023 a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit Nectarie Petre în postul vacant de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Iosif l-a îndemnat pe noul ierarh să-l așeze pe Hristos la temelia tuturor deciziilor pe care le va lua. Dacă până acum ți-ai pus viața pentru Hristos ca monah, acum trebuie să spui viața și mai mult pentru Hristos și pentru Biserica Lui. Și să te gândești din ce în ce mai puțin la tine. Este foarte greu să nu ne gândim la noi, la ce vrem noi, la ce suntem noi, la ce am vrea să fim noi, la care este voia noastră. Monahul se caracterizează prin tăierea voii. Adică niciodată, încearcă ca niciodată să nu-și facă voia proprie. Chiar dacă asta contravine uneori realităților, chiar uneori adevărului, chiar uneori adevărului, așa cum omenește considerăm noi adevărul. Atunci când suntem episcopi, ne întrebăm, Părinte Nectarie, oare de cine ascultăm, cine ascultă de noi? De noi ascultă sau noi ascultăm de ceilalți? Eu mi-am răspuns de multe ori și am zis, ca episcop, eu trebuie să ascult de toată lumea, să-i ascult pe toți, să-i înțeleg pe toți și să mă fac tuturor toate. Preasfințitul Părinte Nectarie de Britania a mulțumit Patriarhului României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a afirmat că pășește cu responsabilitate în misiunea încredințată, ca pe o cale a crucii.
Sunt conștient că această chemare de a sluji Mântuitorului Hristos ca arhiereu este o cale a crucii luminată și binecuvântată pe care pășesc din acest moment cu toată responsabilitatea. Cred cu tărie că această zi este pusă sub semnul crucii Domnului, fiind sâmbăta de după înălțarea Sfintei Cruci. În teologia ortodoxă, taina crucii stă nedespărțită de taina învierii lui Hristos. De aceea, nădăjduiesc și eu ca întotdeauna, în slujirea în care pornesc acum, greutățile, poverile și ispitele care vor veni, să le pot birui cu ajutorul Arhipăstorului Ceresc și să ajung iar și iar la lumina învierii, ca să fiu și eu credincioșilor noștri, vestitor al nădejdii, al credinței și a bucuriei în Hristos. Episcopul vicar Nectarie de Britania se va alătura în misiune preasfințitului părinte Marc Nemțeanul, care deține funcția de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale din anul 2005.